Spuneau bătrânii că în vremurile de demult, când Dacia fuse invadată de Roma cea lacomă, lupii luptau la oaltă cu Dacia și își ofereau sângele pentru apărarea acestui pământ. În regatul marelui rege Decebal erau puțini trădători, pentru că frica de moarte nu era cunoscută. Dar de atunci și până la noi, ușor, ușor, frica a ros inima oamenilor noștri și i-a dus spre pierzanie.